Alertă majoră în capitală, un service auto și un depozit de materiale de construcție au luat foc, iar un fundeen s-a acoperit toată zona fundeen. Autoritățile au transmis imediat un mesaj de alertă prin sistemul RoAlert, prin intermediul căruia locuitorii din respectiva zonă au fost sfătuiți să nu iasă din case și să închidă ferestrele. Incendiul a izbucnit violent la hala unui service auto de pe șoseaua Fundeni. În scurt timp, flăcările au cuprins și un depozit de materiale de construcții. 12 auto speciale, dar și echipe de descarcerare și salvare smurd au fost trimise de urgență. În interior se aflau autoturisme în turna din hale și respectiv materiale de construcții în cea de-a doua. Incendiul a distrus în totalitate una dintre hale și a afectat într-o foarte mare proporție și cea de-a doua hală. Aici să știți că erau atât recipiente în care erau depozitate substanțe combustibile lichide, s-au auzit chiar și explozii succesive din interior. Probabil că aceste recipiente, sub acțiunea flăcării, au generat aceste explozii. Pentru că fumul era din ce în ce mai greu și acopera întreaga zonă, oamenii au fost avertizați prin RoAlert să ocolească zona, iar localnicii să se adăpostească și să nu își părăsească locuințele. În vecinătate, la câteva sute de metri distanță, există chiar și locuințe, iar din decizia comandantului intervenției a fost remis un mesaj de avertizare a populației din zonă prin intermediul sistemului RoAlert, prin care erau înștiințați despre producerea acestui eveniment și câteva recomandări. Nu sunt persoane rănite ca urmare a acestui eveniment. Din cauza incendiului extrem de puternic și a lipsei hidranților în zonă, pompierii au fost nevoiți să aducă această motopompă cu care vor lua apă din lacul Fundeni. Am înțeles că incendiul a pornit de la service. Există o estimare a pagubelor? E greu de spus. Erau trei stivuitoare înăuntru, alte utilaje, macara ars, plus valoarea stocurilor care cam de 2 milioane de lei noi. Depozitul nu era asigurat, spune proprietarul. Acum, ancheta autorităților urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.